Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din Zodia Rac, pentru luna mai. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea, 1001 de tălmăciri. Racii, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, să poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un rac. În prima parte vom citi energiile generale, să vedem unde este focusul și ambiția voastră în această perioadă. Apoi avem pe Marea Preoteasă, care ne va spune un secret. Secretul Marii Preoteasă va fi descoperit la sfârșitul primei părți a tălmăcirii. Vom trage o singură carte din tot pachetul. Această carte trebuie să ne iasă pe dos, nu avem voie să o vedem. Dacă este o arcană majoră, înseamnă că Marea Preoteasă vă spune ceva important din destinul vostru. Dacă este o arcană minoră, înseamnă că este doar ceva pe care trebuie să vă concentrați în rutina zilnică pentru a ajunge la sfârșitul unui ciclu karmic din viața voastră. Avem secretul Marii Preotese, îl vom pune aici și îl vom citi la sfârșitul primei părți. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă: sunteți creatorii propriei voastre realități sau vă lăsați la mâna destinului? Vom afla în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, tot racul dorește să știe, scurt și la obiect, ce l-așteaptă în luna mai. Energia generală cu care intrați în această perioadă, dragii mei raci, sau cei care urmăriți astăzi aici, unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi, și cum veți face față situațiilor? Apar și mesaje care ne sparg citirea. Primul mesaj care sparge tălmăcirea înainte să înceapă este pentru cineva care așteaptă un răspuns concret la o problemă. V-ați obișnuit deja cu tălmăcirile originale ale Camizeei? Apar aceste mesaje care ne sparg citirile. Sunt pentru un grup de persoane care se gândesc la același lucru. Dacă tu împreună cu altcineva, probabil în același timp, creați această energie în care vă gândiți la o problemă, tarotul sparge tălmăcirea pentru a vă răspunde vouă. Dacă faci parte din acest grup restrâns care primește astăzi un răspuns, te rog să-mi lași un comentariu pentru ca să știu și eu că citesc cu folos. Răspunsul este pentru cineva care, iată, a întâlnit o iubire. Avem doiul de cupe. A fost schimb de energie în această iubire. Poate că nu s-a ajuns prea departe. Vedem cum persoanele se întâlnesc, iar cupele lor sunt la același nivel. Se poate citi această energie și într-o altă situație din viața ta, nu neapărat dragoste. Poate să fie și o situație în care ai întâlnit un job potrivit, o chestiune care este pe placul tău, dar la majoritatea este vorba despre întâlnirea unei persoane de care te-ai îndrăgostit, care este la fel ca tine, care s-a făcut deja o oarecare declarație de iubire și acum te întrebi, oare ce urmează? Nu ai încredere în persoană. Începutul este foarte frumos, foarte promițător, dar ce o să se întâmple? Să-mi spună cam exact ce o să fie. În mod normal trebuie să analizăm energiile din viața voastră și karmice, ca să putem să spunem ce o să fie, dar iată, tarotul dorește să vă spună scurt și la obiect, dragii mei. Avem doiul de spade, ți se spune, protejează-ți inima! Nebunul! Este o nebunie, o aventură! Protejează-ți inima! Este prea devreme pentru a trage o concluzie. Și treiul de cupe. Este o îmbligăciune emoțională. Oare poți avea încredere în această persoană? Nu putem să spunem acum 100% că persoana vă înșeală, dar mai sunt energii îmbligate, emoționale. Vedem treiul de cupe care ne arată mai multe persoane care se învârt în cercul acesta emoțional. Este posibil ca ori tu, ori cealaltă persoană să fie încă agățat emoțional în altă parte? Este oare o nebunie? Oare când se va termina cu aceste atașamente emoționale, acest joc erotic în care suntem cu toții prinși? Este o nebunie, oare? Va trebui să-ți protejezi inima, ți se spune, pentru că energiile sunt încă îmbârligate, ori tu, orice altă persoană,
are un atașament de către altcineva, nu este numai cu tine sau nu este numai cu ei, nu spunem că trădează, dar emoțional. De aceea simți o nesiguranță. Până când inima ta îți va spune că este bine să faci această alegere, îți va demonstra poate cealaltă persoană, protejează-ți inima până atunci, ți se spune. Ne întoarcem la tălmăcirea generală pentru RAC, energia cu care intrați în luna mai. Avem asul de bâte. Foarte mulți ași au ieșit la zodiile la care am citit până acum și la RAC ne apare această energie. Se pare că luna mai este o lună a noilor începuturi în mare forță. Acțiune. Drumul este liber și se va deschide o cale pe care va trebui să acționezi. Cât va sta deschisă această cale, nu se știe. Trebuie să fii pregătit. Ești pregătit să acționezi pe ceea ce-ți dorești, pentru că este posibil ca în această lună să ți se ofere exact acea oportunitate. Asul de bâte ne mai arată o pasiune pe care cineva o dezvoltă rapid, peste noapte. Se trezește că are niște sentimente foarte puternice și nu știe de unde vin aceste sentimente. Aveți o energie fantastică la începutul lunii. Electricitate, parcă văd cum circulă prin corpul vostru și vă dă acea stare de excitare și nu știți ce se întâmplă cu voi. V-ați îndrăgostit și se întâmplă. Iată, veți simți această pasiune și un drum care se deschide pentru voi. Avem 10 de monede în poziție răsturnată. Până ajunge la capătul drumului, mai este. Va trebui să parcurgeți acest drum. Dar se anunță probabil că undeva în depărtare la capătul acestui drum este un castel, este o stabilitate. 10 de monede reprezintă exact acest castel pe care îl vedem aici, în depărtare. Drumul este liber, dar va trebui să mergeți pe el. Însă 10 de monede este răsturnat. Iată, drumul nu va fi chiar așa de simplu și de ușor pe cât pare, dar se vede în depărtare. Facem rime, dragii mei, pentru că, iată, exact acestea sunt energiile. Se deschide un drum, vedeți castelul de la capătul drumului, dar până acolo mai este. Și avem steaua. Este o dorință a voastră care de multă vreme doriți să se împlinească și în sfârșit aveți această oportunitate. Mergeți pe ea, chiar dacă drumul este lung. Nu întâmplător se deschide acest as de bâte. Este o energie karmică favorabilă în destinul vostru. Meritați această oportunitate. Sunteți oare pregătiți în iubire? Poate este o pasiune peste noapte și nu aveți încă siguranță, certitudinea că veți face ceva cu acea persoană. Da, dar puteți să faceți amor, nu-i așa? Nu vă mai gândiți la lucrurile materiale. Trebuie să acționați pe această pasiune. Dacă este un loc de muncă, poate nu să știi câți ani vei rămâne la acest loc de muncă, du-te și încearcă, pentru că această pasiune te cheamă. Vă cheamă pasiunea, dragii mei, raci, și dorința pasională la începutul lunii mai. În spatele vostru cade 9 de bâte. Este vorba despre un efort pe care l-ați pus în viața voastră să puneți la punct anumite situații. Ați muncit, v-ați zbătut, ați obosit, unii dintre voi ați fost răniți, dar ați reușit, vi se spune. A venit momentul acum să lăsați la spate această luptă continuă și această dorință de a face tot posibilul pentru a ține sub control viața voastră, să demonstrați altora, să arătați cât de puternici sunteți. A venit momentul acum să vă eliberați și să vă ocupați de drumul vostru. Văd o eliberare pentru RAC, iată câte bâte sunt în spatele său și iată cum destinul vine și îi spune una singură ai nevoie ca să ajungi la castel. Nu-i nevoie să te chinui cu aceste bâte. Sunt 8 bâte la spate și una în mână. N-ai nevoie decât de cea din mâna ta, pornește la drum și lasă-ți bâtele în spatele tău. Îi spune, nu te mai strădui atât de mult. Lași la spate strădania, lupta, ambiția, ai lumea răsturnată. Da, într-adevăr, îți dorești să ajungi la capătul drumului, dar nu te va mai interesa, te vei bucura de moment.
Chiar aceasta cred că este deviza pe această lună a racului. Bucură-te de clipă și trăiește pasiunea în prezent. Este bine să ne gândim la viitor, dar gândește-te la viitorul imediat următor, mai degrabă, pentru că acolo este satisfacția ta, ți se spune. Lumea este răsturnată, vei ajunge și la capătul drumului să ai o satisfacție finală. Dar nu trebuie să te lupți, să te agiți, va veni ușor, încet, 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 încet. Lași la spate așteptările unui sfârșit de drum în care trebuie să ai o victorie, trebuie să se întâmple peste noapte, trebuie să te lupți. Lași la spate această energie. Ce trebuie să faci acum? Să fii pregătit. Că nu se știe ce drumuri se deschid. Avem asul de bute răsturnat, o schimbare de situație, vedem, și de direcție când te-ai zbătut și te-ai chinuit ca să duci la bun sfârșit ceva și te-ai mișcat foarte, foarte încet pentru acel lucru, pentru acea realizare și încă n-ai ajuns la satisfacția mult dorită. Nu te vei mai lupta pentru acel lucru, pentru că iată universul îți deschide un nou drum. De data asta ai să spui, am să merg așa, să mă bucur de viață, nu mai am așteptări pentru că am avut așteptări și am obosit să mai am așteptări. Dar așteptările vor veni și vor fi bune, numai că tu n-ai să știi acum. Secret, mi l-am spus eu de acum. Se pare că așteptările sunt bune, dar nu trebuie să le forțezi, nu trebuie să pui condiția aceasta. Tu mergi acolo unde te îndeamnă pe tine energia ta, pasiunea ta, unde îți place. Și se îndreaptă către tine mai văd cum cineva face amor aici, care zicea că nu mai face amor, că are dificultăți în viața amoroasă. Vedem cum cineva dorește să facă amor, dar parcă nu vrea să ducă undeva, să aducă pe cineva în casă. Poate vă duceți voi la drum și faceți amor la altcineva în casă. Ce frumos! Și se îndreaptă către voi racii. Wow, a mai căzut cartea asta, cred că la alte zodii, aceeași combinație, dragii mei, asul de bute și magicianul, este un nou început. Și omul vine și spune, bă, camizeu, de câte ori mă uit la tarot, mi se spune că o să am un nou început. Și nu mai am, frate, niciun nou început. Când o să vină un nou început? Uite că în luna mai ne cam cade cam la mai prea multe zodii acest nou început. Cred că pe energie colectivă văd schimbări de drumuri, pe tiparele karmice colective, la toate zodiile văd aceste lucruri, văd schimbări de situație și de direcție. Lucrurile care nu merg vor fi lăsate în urmă și oamenii se vor orienta încet, încet către lucrurile care merg, cum să spun, pas cu pas, dar este liber drumul. Da? Și la voi se va întâmpla acest lucru, se pare că aveți cam toate elementele necesare să vă mișcați și să vă doriți să realizați ceva în viața voastră, mai degrabă decât să aveți pretenții și să vă luptați până nu mai puteți pentru lucruri care nu vă aduc o satisfacție, doar ca să demonstrați, dar nu, aici este vorba despre o libertate. Uite, o să fac ceva care îmi place mie. Deci să fac, de exemplu, cu școlile, cu facultățile. Copiii sunt împinși să facă o facultate că vrea părintele. De copilul acum să zică, bă, părintele să vrea pentru el, că eu am să vreau să fiu liber, să fac ce îmi place. Și mulți, foarte mulți copii renunță să mai asculte de părinți și merg pe drumul lor. Magicianul se îndreaptă către voi cu această energie creativă. Veți începe să creați ceva. Treiul de monede în poziție răsturnată. Iarăși ne cade această energie de monede răsturnată. De data aceasta nu o mai faceți neapărat pentru plata pe care o obțineți, o faceți pentru o satisfacție și o pasiune personală. Vedem cum lucrurile pe care le alegeți sunt ușor controversate. Aici treiul de monede ne arată o disciplină a muncii în care există o rutină, în care oamenii fac aceste lucruri zi de zi. Iată cum racul își dorește să facă ceva nou. Nu înseamnă că renunțați la joburile voastre, dar înseamnă că vă vin idei noi creative, în care veți spune pasiune în această perioadă. Și avem patrul de monede în poziție dreaptă. Vedem cum cineva trebuie să economisească bani aici. Aveți grijă cât cheltuiți, pentru că se pare că vă veți ocupa mai mult de pasiunile voastre și trebuie să protejați valorile materiale. Și văd încă de la începutul citirii ne apar aceste cărți de monede răsturnate.
10 de monede răsturnat, 3-ul de monede răsturnat și 4-ul de monede în poziție dreaptă, protejați-vă banii, pentru că se pare că ori luați o pauză de la locul de muncă, ori din cauza sărbătorilor, nu ați muncit atât cât trebuie, v-ați bucurat de viață, dar nu ați muncit cât trebuie, vedem unii dintre voi. Aici cineva se uită la un meci ceva, nu știu ce este, și pentru că nu sunt singură în această casă, ei se bucură, vedeți, aplaudeți-vă, o, a marcat cineva un gol, ceva probabil. Dacă auziți, să știți despre ce este vorba, nu țipă nimeni, ci se bucură. Așa este, trebuie să tolerăm și alte persoane. Bun, deci vă spuneam, dragii mei raci, că trebuie să protejați valorile materiale dacă trebuie să faceți anumite investiții. Țineți minte, nu faceți investiții mari în această perioadă, pentru că deschiderea acestui drum este foarte frumos, dar trebuie să aveți încredere să nu investiți foarte mult și să țineți la pieptul vostru banii, să-i protejați, vă spune Camizea. Bun, mai departe, să vedem ce iese din toată chestiunea aceasta. Aceste începuturi care vin parcă pe neașteptate, trebuie totuși să aveți și o anumită precauție, vedem. Ce va ieși din treaba asta? Să vedem. Avem 5-ul de cupe. Cred că așteptările voastre, dacă sunt foarte mari în legătură cu această situație, o să vă aducă o ușoară dezamăgire. Așa cum vă spuneam și înainte, oamenii care se zbat foarte mult, care doresc să demonstreze, ajung să fie dezamăgiți, dar ia priviți această carte. Dacă vă uitați la dezamăgirile voastre, nu vedeți cupele pline din spatele vostru. În spatele vostru se află satisfacția. A trebuit să vă întoarceți ușor în direcția opusă. Așteptările voastre în această perioadă trebuie să le lăsați ușor mai moale. Priviți lucrurile care vă fac fericiți. Mai vedem pe cineva care regretă aici parcă o chestiune în iubire, o chestiune amoroasă, mai văd, care nu a mers, dar apare, poate să apară din altă parte pasiunea. Cade în spatele vostru o pasiune pentru cineva care mai vă simțiți așa ușor voi dezamăgiți, dar iată, în fața voastră este o altă pasiune. Iar aici, dacă nu vă uitați la ea, nu o să o vedeți. Deci această oportunitate pentru voi ca să aveți o nouă șansă să vă bucurați de ceva, fie că este iubire, fie că este o altă pasiune pentru altceva, o puteți scăpa foarte ușor dacă nu sunteți concentrați pe cupele care sunt în spatele vostru. Adică, lăsăm suferința la o parte, tristețea, și privim unde drumul este liber. Trebuie să priviți unde drumul este liber, pentru că este liber, se pare, în spatele vostru. Iată cum, dacă vă întoarceți în spatele vostru, luați aceste cupe, treceți podul emoțiilor și ajungeți la castel. V-am spus că drumul până la castel trebuie să-l străbateți, dar vă veți potigni. Deci, în acest început pasional, vă veți potigni de tristețile trecutului. Ori ale voastre, ori ale celelalte persoane, dacă e vorba de iubire, vă gândiți, comparați iarăși, vă gândiți la ce a fost cândva cu cineva, bucurați-vă de momentul prezent, nu mai comparați, vă spune tarotul, ca să puteți să găsiți drumul. Poate este un loc de muncă, poate este o școală după care tânjiți, care vă pare rău. Uitați-vă înaintea voastră și schimbați și ușor direcția. Poate că nu vedeți prea bine unde vă uitați, nu este limpede energia. Uitați-vă și în alte părți și când găsiți drumul limpede, mergeți înainte. Nu vă mai întoarceți înapoi. Avem 3-ul de bâte. Tocmai ce vă spuneam, mergeți înainte fără să vă uitați înapoi. Această persoană nu se mai uită înapoi. Se uită către corăbile pe care le-a trimis pe mare și așteaptă ca ele să vină cu bunuri. Adică optimismul. În ceea ce pun energie, aștept să-mi aducă răsplata. Că mă gândesc la ceea ce am pierdut și la ceea ce poate mi-a adus o tristețe, o să rămân în tristețe. Dar dacă mă gândesc la ceea ce vine către mine, o să am optimism. Pentru că vă umple universul de optimism și voi mai faceți câte un pas în urmă așa. Și avem 6-le de spade, până la urmă veți pleca din aceste tristețe emoționale, parcă o zi, două, trei, pe la sfârșitul lunii,
Vă mai apucă o tristețe, un regret față de ceva la care renunțați, vedem, dar imediat vă veți uita înainte și vă veți limpezi. Despre tarotul, nu o să stați mult în această melancolie, vă mai încearcă probabil anumite energii să vadă care-i treaba și voi îi spune nu, eu din acest moment mă uit numai și numai în viitorul meu. Pentru că Universul va aduce acest nou început, dar cu protecție, ni se arată dacă este vorba despre bani. Temerile voastre, avem optul de monede. Este vorba despre ucenicul care muncește și se întreabă oare când o să avansez și eu. Cuiva este teamă că nu va avansa la locul de muncă, că nu va avansa într-o iubire, că rămâne la un stadiu de început, depune efort aici și nu vede nimeni. Și el stă ascuns și se concentrează la munca lui să o facă bine și corect, pe când nu se vede niciun fel de evoluția situației. Este în teama voastră. Vă gândiți voi că prea mult vă concentrați și nu este nimica. Și avem și regele de spade în poziție răsturnată. Voi vă concentrați să îl mulțumiți pe acest rege și el vă critică. Din ce depuneți efort și vă străduiți ceva, vă critică. Nici măcar nu se uită la voi. Spune ce bă, ăsta aveți că nu ești bun. Gata. Și voi atunci o să aveți o ușoară tristețe. Nu vă mai uitați la ce spune lumea, ca să nu vă mai afecteze și nu mai încercați mai ales să mulțumiți pe nimeni, pentru că efortul este al vostru. Dar se pare că dacă este la un loc de muncă sau la o școală, un profesor, un șef, ceva vă critică. Și avem pajul de spade, voi să priviți cu fruntea sus la aceste critici, să învățați din ele, să nu dați atenție, pentru că iată, pajul de spade se uită la acest rege de spade răsturnat, și îl privești așa, bă, dacă tu ești supărat și dacă tu vrei să critici și să fii răutăcios cu cineva, uite, știi care-i treaba? Eu o să mă uit la ce spui tu, dar îmi văd de treaba mea. Deci văd că în teama voastră este această persoană, poate să fie masculin, poate să fie bărbat, la majoritatea dintre voi, și poate să fie și femeie la alte persoane, dar îl vedem în energia regelui, adică el are o mare influență, are o mare răspundere. Da? Este undeva, poate să fie și o persoană de lege aici care... Știu, poate nu vă recunoaște eforturile, un șef de la serviciu și așa mai departe, o autoritate, dar voi vă veți descurca, însă vă este ușor teamă, spuneți acum ce fac, că trebuie să vă mă vadă și pe vine aici, că mă străduiesc persoana asta și zice cineva, tu că nu ești bun, pleacă de aici. Cred că este teama voastră, voi singuri vă veți descurca. Vă ajută Universul, deasupra voastră se află această energie care vă deschide drumul. Nu persoana, Universul vă deschide drumul. De la oameni se pare că în această perioadă va trebui să așteptați mai puțin. Vi se deschid noi drumuri, dar vedem și cum persoane care poate ați avut, ați dorit să le arătați ceva acestor persoane, n-aveți cum, nu vă puteți, de oricât v-ați strădui, nu vă văd. Și avem pentru voi abordarea conștientă pe această perioadă, racii, lăsați în urmă definitiv și irevocabil o situație. Avem transformarea. Vă veți da seama în conștiința voastră că trebuie să vă transformați și să o luați pe altă cale într-o anumită chestiune. Poate să fie ceva major, poate să fie la unii dintre voi, dar la alții poate să fie o chestiune minoră pe care o lăsați în urmă. La începutul lunii sunteți încă în dubii, mai aveți niște melancolii în privința aceasta, mai ales dacă este o iubire, o pasiune, e aici. Dar până la urmă veți merge pe drumul vostru, nu o să vă mai uitați în urmă. Abordarea conștientă vă va spune exact pe unde este drumul. Vedem, avem magicianul asul de bute și transformarea care ne arată un sfârșit de drum irevocabil unde nu vă mai puteți întoarce și ne arată începutul în forță al unui alt drum și cu o mare perspectivă aveți toate elementele necesare aici cu condiția să vă protejați banii. Și o schimbare se anunță în conștiința voastră. Avem 6 de cupe în poziție dreaptă. Schimbarea este irevocabilă, dar în inima voastră amintirea acestei situații va rămâne. Nu vă mai puteți întoarce înapoi acolo, însă emoțional nu puteți nici să ștergeți din inima voastră aceste lucruri, pentru că lucrurile în care sunt, care au un impact emoțional asupra noastră, chiar dacă nu ne mai întoarcem în acele situații, ele se înscriu în dosarele noastre acasice. Nu pot să fie eliminate din inimile noastre.
Mai vedem aici cum cineva pleacă de acasă, de la casa părintească în această lună și are un nou început de drum și merge undeva pe drumul său. Vedem, are o ușoară melancolie, dar poate un părinte se supără, mai vedem. Acestea sunt cazuri izolate, dar copilul va trebui să plece de acasă pentru că asta este, merge pe drumul lui. Ia să mai vedem. Mai vedem cum cineva din trecutul vostru nu mai are sens să vă mai implicați acolo, deși țineți foarte mult, poate chiar iubiți acea persoană, în momentul de față aveți alte priorități. Și mai vedem cavalerul de monede, care știe foarte bine ce vrea, este pe drumul său, este foarte stabil, se protejează. Din nou vedem cum investițiile monetare se țin pe loc în această perioadă. Nu faceți investiții financiare. Nu este bine să faceți aceste investiții, dar alte investiții, de exemplu, pasiunile voastre, iubirea, chiar și la locul de muncă puteți să aveți un loc, un nou loc de muncă sau o afacere, dar nu investiți încă banii în această afacere, pentru că mai întâi va trebui să renunțați la ceva ca să puteți să faceți un pas înainte și aveți nevoie de protecție la această schimbare de direcție în viața voastră. Protecția este acolo, de două ori vedem această protecție, este vorba despre patrul de monede și cavalerul de monede care protejează posesiunile materiale, nu se aruncă așa oarecum înainte. Și vedem un entuziasm pe care îl aveți, dar și o renunțare la ceva din trecutul vostru. Nu plecați pentru că Marea Preoteasă trebuie să vă spună secretul acum. Aici avem Marea Preoteasă care, iată ea, păstrează acest secret pe care îl vom citi acum. Cei care doriți să mă căutați pentru citiri personale, mă puteți căuta. Mă întrebați cum să dați de mine, nu mă căutați după nume, pentru că sunt foarte multe persoane care clonează numele fraților, până și Zeia s-a trezit să-și facă un canal de Facebook și postează ea pe acolo Zeia. Asta este, dacă se trezește peste noapte 7000 de Zeia și de Cami, căutați-mă numai pe linkul pe care eu îl postez în descrierea videoclipurilor mele, aici mai jos. Apăsați, este pagina mea de Facebook, dacă nu doriți să fim prieteni. Trimiteți-mi mesaje, răspund la toate mesajele în funcție de timp. Fer citiri personale și de două ori, virtual, bineînțeles, față în față. Deci, mă puteți aborda, da? Pe link-ul de sub de aici. Haideți să vedem. Marea Preoteasă, ce ne spune? Care este secretul pentru raci? Avem cinciul de bâte. Nu ni se dă o energie karmică aici importantă, nu este neapărat o chestiune de vârf a destinului vostru, dar Marea Preoteasă vă spune atenție la îmbăligăciunile emoționale și de toate felurile energetice. Trebuie să vă descâlciți. Sunteți în mijlocul unor încâlcituri. Aici stați departe de încâlcituri. Ce înseamnă? Disputele la locul de muncă, în iubire, triunghiurile amoroase, patrulaterele amoroase și așa mai departe, oamenii care sunt într-o competiție foarte mare, stați departe de ei, nu trebuie să vă luptați, nu trebuie să vă zbateți, aveți drumul vostru este foarte bine stabilit, este vegheat de destinul vostru, îmbăligăciunile nu vă fac bine. Dacă intrați într-o chestiune care vedeți că mai sunt și alte energii pe acolo și drumul nu este liber, nu vă pierdeți timpul. Pentru că voi trebuie să mergeți pe drumul vostru, dragii mei. Nu plecați nicăieri, urmează tălmăcirea metafizică. Racii, ați rezistat până aici? Dacă da, eu vă sunt recunoscătoare, dragii mei. Avem în față o foaie albă de hârtie pe care voi forma intradimensional niște imagini cu ajutorul lamelelor transparente. Aceste imagini sunt citite în adâncime și profunzime spirituală, bineînțeles. Vom descifra tiparele karmice pentru RAC în această perioadă. Dragii mei, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube. Apăsați pe butonul de mai jos unde scrie abonează-te. Știu că sunteți abonați poate la 7000 de canale, ce să vă mai abonați și la Camizea, dar mă ajutați pe mine în felul acesta. Abonamentul este gratuit pentru voi și întotdeauna este așa pe canalul meu.
Dragii mei, lăsați un comentariu. Prefer cuvintele în locul tuturor felul smiley face și ce-mi puneți pe acolo. Puneți-mi un cuvânt. Mulțumesc dacă vă plac tălmăcirile mele. Îmi merg la suflet cuvintele voastre. Și dacă doriți să dați un like de apreciere, mă ajută pe mine să vadă YouTube-ul că este activitate pe canalul meu, dragii mei. Evident, nu uitați să apăsați pe videoclipurile mele pentru a le urmări, pentru a le oferi altor persoane, poate, dacă nu este pentru zodia voastră. Racii! Știți cât de recunoscătoare vă sunt, dar trebuie să interpretăm aici tiparele karmice și anume energiile minții superioare. Omul vine și spune, păi cum să fiu mai eu creatorul vieții mele? Că dacă eram creator, îmi cream o viață mai bună. Sunt la mâna destinului, știi? Să vină camizia să-mi spună, când îmi vine iubitul, cine este, dacă e ăsta, dacă e ăla, pe ce afacere să mă duc, pe asta sau pe aia, ce școală să urmez, asta sau aia, și când îmi găsesc jobul, și când mă mărit, și așa mai departe. Păi de ce vrei să știi toate astea? Vreau să știu, spunea omul, ca să nu mai îmi pierd timpul, doamne, căci eu pierd aici energie, mă agit și eu fac tot felul de planuri și așa, și dacă nu ești să fie, ce să mai îmi pierd energia? Păi, pe scurtătură, să-mi spui tu când o să mi se întâmple toate treburile astea și eu aștept să se întâmple și nu mai depun efort aici. Păi, pe scurtătură, de ce să vezi că universul nu e fraier. Și, cum e vorba românească, leneșul mai mult aleargă, universul te va duce pe cărări întortocheate, pentru că vrei sau nu vrei, știi sau nu știi, munca aceasta karmică o vei face. Tu o vei face, nu tarotul, nu camizea, te putem îndruma, bineînțeles, cum facem în aceste tălmăciri, dar nu putem face munca pentru tine. Păi de ce să nu o face? Să-mi facă tarotul, să spună că de-aia e tarot. Eu mă duc acasă, stau pe canapea și aștept să se întâmple ce a spus tarotul. Nu mi s-a întâmplat. Deci să vezi că universul dorește ca tu singur să descifrezi drumul tău în viață. Tarotul te poate sfătui, însă alegerea este întotdeauna a ta. Și mai există aici cheia succesului, este acțiunea. Păi ce acțiune să fac, să spună domnule camizea? Păi uite, hai să vedem. Energiile mentale. Mintea superioară te ghidează în permanență. Acțiunile tale trebuie făcute corect. Păi să-mi spună cineva ce să fac. Dar munca trebuie să fie a ta. Cum decizi că o acțiune este corectă? Mentalul și emoționalul, așa cum v-am spus de multe ori, până acum trebuie să comunice. Mintea superioară, în această perioadă, vă transmite. Transmite direct în mentalul vostru. Haideți să vedem ce vă spune mintea superioară. Șaptele de bâte, mintea superioară spune, nu te mai lupți cu alte persoane. Se pare că ai o energie ușor agresivă, mental, în comunicare. Și o să spui, cine eu? Vai, dar eu nu am așa ceva. Mintea superioară vede aceste lucruri, dar sunt persoane care sunt, poate se simt atacați, poate modul în care vorbești cu ei, poate copiii tăi, poate familia ta, colegi și așa mai departe. Simt ușor atacați de modul în care tu gândești, poate mentalitățile tale, principiile tale de viață, atunci când ne împărtășești cu o altă persoană, sper că această persoană parcă simte nevoia să se apere. Analizează-ți puțin atitudinea, îți spune mintea superioară, poate trebuie să schimbi ceva în această energie. Poate nu ai ținut cont că cealaltă persoană se sperie puțin. Este deranjată. Hai să vedem de ce. De ce ai această atitudine? Ușor critică. Este pentru că îți protejezi inima. Poate că și tu ai impresia că cealaltă persoană ar putea să te rănească. Atunci, eu iei tu înainte și vii cu această energie ușor agresivă, când de fapt, probabil că și ție ți este teamă de cealaltă persoane. Iată cum te vedem cu inima. Mentalul tău spune ca să-ți protejezi inima, trebuie să-l ataci pe celălalt. Poate prin vorbe neînsemnate, poate nu-ți dai seama de acest lucru. Dar și celălalt se protejează.
Deci este o ușoară agresivitate în comunicare, vedem aici, din dorința ca cineva să se protejeze emoțional. Iată acum, vedem că exact această persoană cu care voi aveți o chestiune aici și sunteți ușor critici cu ei în această perioadă, ei pot să vină și să vă rezolve vouă o chestiune emoțională, dacă îi lăsați. Nu-i mai țineți la distanță, vi se spune. Încercați să înțelegeți, să le permiteți să se apropie de inima voastră. Să permiteți o comunicare, să permiteți o colaborare. Să începeți să cunoașteți, pentru că se pare că nu lăsați nici măcar să vorbească uneori, pentru că nu doriți să ascultați, poate că aveți motivele voastre, dar tarotul vă spune că persoana cu care aveți de-a face și pe care simțiți nevoia să o criticați sau să-l criticați, este exact persoana pe care trebuie să o primiți în inima voastră, să vă apropiați de ei, deși voi îi țineți la distanță și ei probabil că se apără pentru că nu doresc să fie răniți, nici vă nu doriți să fiți răniți și atunci ce rost au aceste energii agresive? Ce rost au? Iată, ușoară, ușoară agresivitate în comunicare, iar celălalt simte nevoia cu această bâtă să vă pună la punct. Poate să fie la locul de muncă cineva care vă vorbește într-un fel anume, iar voi sunteți aici jos, care vă protejați inima, vedem. De fapt, asta este cheia, protecția inimii și voi și ei își protejează inima. Și exact această persoană, iată, vă poate aduce vouă aici o prietenie, faceți prieteni. Faceți-i prieteni pe dușmanii voștri, dar nu neapărat dușmanii aceia de temut. Se vorba de persoanele cu care nu vă înțelegeți, primiți-i în inima voastră, lăsați-i să vă arate și o fațetă mai bună, mai luminoasă. Recunoașteți-le merite, faceți un compliment, poate aveți o șefă, un șef care vă enervează, care vă vine să-i spuneți așa ceva. Cum să-i fac un compliment? Că ăsta mă enervează, ăsta e rău, ăsta e așa. Permiteți-le să se apropie de voi și o să vedeți cum nu o să mai simțiți nevoia să țineți această distanță. Mentalul vostru vă va permite vouă să nu vă mai fie teamă de aceste persoane și atunci vă veți elibera mental de o anumită chestiune stresantă care vă ocupă mentalul vostru cu o anumită dispută cu cineva. În loc să vă gândiți la voi, să fiți voi liniștiți, să vă creați o viață, vă gândiți la celălalt. Ce face ălaltul, cum este, de ce mi-a spus așa, de ce se comportă așa. Lăsați-i să se apropie de voi, pentru că se pare că persoanele de anturajul vostru în care aveți încredere nu vă pot răni. Da? Bineînțeles că nu pe oricine, dar pe cei care simțiți voi aici că trebuie să le spuneți ceva, nu le mai spuneți, nu le mai spuneți. Ca să nu hrăniți această energie care vă se duce ca într-un cerc vicios în mentalul vostru și de aceea vă simțiți nevoia să vă protejați și după aceea țineți pe toată lumea la distanță din cauza unor conflicte care de fapt nu sunt așa mari conflicte. Și apropiați și din viața voastră, din familia voastră, la locul de muncă, permiteți-le să se apropie de voi, vă spune tarotul și vă spune mintea universală. Inima! Ce este inima? Ați învățat din citirile camizeei că inima este un barometru care măsoară energiile, le scanează, uite așa, le scanează. Și inima simte cu exactitate când un pericol se apropie de voi și va reacționa, va avea acea palpitație, acel cuțit în inimă și vă spuneam anxietate, mă duc repede să iau o pastilă că nu mai pot. Și ia pastila, dar omul uită să analizeze această energie a inimii, să vadă de unde vine. Normal că luăm pastila dacă ne spune doctorul, dar putem să stăm de vorbă și cu inima noastră, să înțelegem de unde vine această frustrare și de unde vine acest sentiment de teamă. Pentru că dacă acolo în inima care naște teamă, nu se poate naște iubirea. Iar inima care este plină de iubire, nu cunoaște teama. Ce este în inima voastră? Ce se întâmplă cu inima voastră, racii? Regina de monede, sunteți persoane generoase în această perioadă. Permiteți-le și celor care vă agasează să se apropie de voi, pentru că și ei au niște puncte bune. Scoateți-le în evidență acele calități,
chiar dacă ei nu puteți să-i suferiți, spune, Doamne, uite, găsește o calitate în persoana care te enervează. Găsește acea calitate. Ai putea? Oare? Vezi cum mai să te simți. Și o persoană foarte generoasă, vedem cum poți să faci un dar de bani în această perioadă pe care trebuie să-l pui din inima ta. Este vorba aici despre o persoană din familia ta spirituală. Ce sunt persoanele din familia spirituală? Sunt oameni care poate apar în viața noastră foarte rapid și dispar foarte rapid. Dar apar în momente cruciale, în care ori ei au nevoie de un ajutor și universul îi trimite către cei din aceeași familie spirituală. Ori voi aveți nevoie de ajutor și vă vin în cale acești oameni, dar se pare că un frate spiritual are nevoie de ajutorul vostru în această perioadă și acest frate spiritual va apărea undeva, probabil este o persoană pe care deja o cunoașteți, dar va veni să vă spună, cineva vă va spune despre această persoană și voi veți merge și veți ajuta pe cineva. Ambele persoane sunt din familia voastră spirituală și cel care vă aduce vestea și cel care are nevoie de ajutor și voi sunteți din aceeași energie făcuți. De aceea universul momentele critice din viața voastră vă pune împreună, pentru că frații nu se lasă niciodată la nevoie. Iar voi aveți exact ceea ce cealaltă persoană are nevoie și va trebui să faceți acest ajutor din inima voastră. Poate să fie un ajutor de bani, poate să fie o acțiune. Poate să fie o haină, un obiect, un lucru material. Voi cunoașteți cum este să fii într-o dificultate pentru că în inima voastră încă mai rețineți această energie atunci când erați împovărați. Ați trecut prin aceeași situație prin care trec celelalte persoane. Și de aceea veți merge să ajutați, pentru că pentru voi aceste poveri nu sunt mari. Puteți căra câteva din poverile celelalte persoane, mai ales dacă au niște datorii. Îi puteți ajuta să plătească niște datorii sau să facă o curățenie undeva, vedem, să care niște greutăți. Poate persoana, știu eu, vedeți pe cineva care care niște greutăți, îi ajutați să care niște greutăți. Sau duceți pe cineva cu mașina, poate acea persoană nu are mașină și îi vedeți pe drum și îi luați cu mașina, dacă îi cunoașteți, nu necunoscuți, bineînțeles. Sau puteți să plătiți pentru transport pe cineva, mai puteți să plătiți aici o chestiune mică, știu eu, poate la cumpărături pentru cineva care nu are bani de ajuns să cumpere ceva. O să vă dați voi seama, pentru că universul vă va ghida și mai văd cum puteți să adunați de pe jos, poate acelei persoane îi scapă ceva sau chiar niște bani. Dacă unei persoane îi scapă niște bani pe jos, o puteți ajuta să-i dați bani înapoi. Dacă găsiți bani pe jos în luna mai, racii, dați bani înapoi acelor persoane, da? Să nu luați bani găsiți pe jos. Bine, dacă îi găsiți și nu știți ai cui sunt, normal că îi luați, că nu o să lăsați acolo, nu vi se întâmplă absolut nimic. Dar dacă vedeți persoana care îi pierde, întotdeauna să-i dați înapoi, mai ales în această lună. Poate să fie și o bijuterie pe care acea persoană o pierde. Dacă știți ai cui este, duceți-o înapoi. Văd aici cum aduceți voi ceva care găsiți pe jos. Nu toată lumea. Alții dintre voi poate că veți face doar, știu eu, un gest de bunăvoință față de cineva care este în nevoie. Haideți să vă arăt și imaginile. Aici este regina de monede, sunteți voi cu acest dar pe care îl aveți în inima voastră. Familia spirituală, iată, care este deasupra voastră, persoana care primește darul este în fața voastră și persoana care aduce și facilitează această energie este în spatele vostru, iar aici sunteți voi, care toți trei, pentru că sunt trei persoane, care toți trei faceți parte din aceeași familie energetică. Și vă ajutați la nevoie chiar și dacă ajutorul este odată în viață. Din punct de vedere karmic, v-ați făcut datoria și iată persoana care adună ceva de pe jos. Aceasta care adună ceva de pe jos poate să aibă mai multe semnificații.
Poate găsiți ceva pe jos și duceți-ne apoi, iată, persoane respective, sau poate că voi luați din datoriile unei persoane, vedem, cărați pe umerii voștri niște responsabilități care poate nu sunt ale voastre temporar pentru a ușura situația cuiva. Și în felul acesta vă faceți voi aici, vă plătiți o datorie karmică față de un frate spiritual care la nevoie o să vă ajute pe voi atunci când vă veți afla într-o situație dificilă, vor veni frații voștri spirituali să vă ajute. Voi puteți să chemați familia spirituală. Vom mai face astfel de tălmăciri, poate pe subiecte spirituale, cum se cheamă familia spirituală, pur și simplu chemați frații voștri spirituali, frații mei spirituali, veniți și ajutați-mă. Și vă aud, și universul vă aude. Ghizii spirituali, ce vă spun pentru raci în această perioadă? Avem soarele, stați la soare, vă face bine, lumina vă face bine, căldura vă face bine, încercați să deschideți în casele voastre, deschideți ferestrele atunci când este soare afară și mai ales să lăsați lumina zilei să intre în casa voastră. Aveți nevoie de această lumină. Vă va curăța energia casei. Sunt foarte mulți oameni care închid cu perdele, cu obloane și nu intră soarele în casă. Aveți nevoie de lumina soarelui în casa voastră și voi să ieșiți la soare. Să mâncați legume, fructe crescute la soare și vă va da o energie extraordinară. Vedem cum lumina aceasta vă va umple pe voi de putere. Cineva se vindecă. Cineva se vindecă pur și simplu cu lumină. Sau cu alimente crescute la soare, bineînțeles, naturale, vedem, și o forță desăvârșită, nemaipomenită, un pas înainte veți face într-o anumită chestiune. Se va lumina ceva pentru voi, vedem. Și avem, wow, regia de cupe care se îndreaptă către voi. Tocmai ce vă spuneam despre ajutorul fraților spirituali care se întoarce către voi, vedem dragoste. Cineva cu dragoste vă vindecă, cineva cu dragoste vă încurajează, cineva cu dragoste vă ajută să mergeți voi pe un drum înalt, vedem aici, poate să fie o iubire, ați văzut cum este. Când întâlnești persoana potrivită în dragoste, ai curaj să faci orice. Vedem cum o femeie, dacă sunteți bărbați, mai ales bărbații care urmăriți astăzi, fie că sunteți rași, fie că sunteți alte zodii, că urmăriți până în acest punct tălmăcirea, o femeie se îndreaptă cu voi cu o vindecare emoțională care vă va da putere. Poate, dacă sunteți femei, această persoană poate să fie mama voastră, sora voastră, o colegă, o prietenă, poate să vă spună ceva, să vă aducă un mesaj, să vă duceți într-un anumit loc în care vă așteaptă o mare realizare. Această femeie vine exact atunci când aveți nevoie. O aveți aproape de inimă, totuși este posibil că o cunoașteți pe această femeie, poate să fie din familia voastră, poate să fie soția voastră și ea vine exact când aveți nevoie și vă propulsează, vă ajută să săriți la un nivel înalt, superlativ. Cu prezența sa energetică, va trebui să descoperiți cine este această femeie, dar v-am spus că trebuie să faceți munca aceea karmică la început, în care să lăsați alte persoane să se apropie de voi, dacă sunt persoane pozitive, să ajutați pe altcineva și iată că primiți această răsplată karmică. Universul trimite această energie feminină, vă va vedea, vă va căuta și vă va ajuta. Soarele, lumina, căldura, personajul care de la soare iată ia ca o rachetă, acest foc îl propulsează înainte. Deci este puterea, este energia, forța atomică care vă propulsează pe voi într-un domeniu din viața voastră și iată, apare această regie de cupe care vine cu o mare, mare vindecare pentru voi, o liniște și o dragoste pe care vă aduce exact în această forță a luminii. Ajutor se îndreaptă către voi, dragii mei. Dar și voi faceți parte din acest joc al universului în care și voi, la rândul vostru, vedem că faceți o faptă ceva pentru cineva. Dacă ați urmărit până la sfârșit, dragii mei raci, lăsați-mi un comentariu să mă bucur și eu de aceste lucruri. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru atenție.
La revedere!